Societatea Horticultura S.A. a dat culoare Parcului Copiilor. Aflat în administrarea societății, parcul a fost reabilitat, iar acum timișorenii se pot bucura de un spațiu verde îngrijit. Echipele Horticultura vor reveni în Parcul Copiilor pentru o altă serie de lucrări. În această săptămână, colegii de la secția întreținere s-au aflat în Parcul Copiilor, unde au vopsit echipamentele de joacă și au reparat elementele deteriorate ale acestora. Lucrările în parc vor continua și în perioada următoare, cu înlocuirea suprafețelor de tartan, transmit reprezentanții Horticultura. Societatea are în administrare parcurile și zonele verzi din centrul orașului.